spate, aș vrea să păstrăm un moment de recurgere în memoria celor doi consilieri locali care în ultima lună ne-au părăsit. Este vorba de Gabriel Prima și de Ionel Pare. Cam consistentă. Este am mai avut câteva ședințe ordinare, extraordinare în această perioadă. Asta înseamnă că avem de lucru. Să lucrăm. Dăm drumul ședinței de astăzi. Nu înainte de a spune la vot aprobarea Rezolvăm problema cu apă de la primărie, să te duci, să duci Mimbes în căminul unde era pompa care alimenta primăria. În schimb, de acolo pleacă pe mai multe trasei și nu știm unde ajunge și nu se mai oprește. Instalația fiind foarte veche, țevi de metal, ruginite, mă gândesc că, zici, Doamne ajută, pocnește o țeavă. Și atunci nu ne putem juca. Am zis că cred că ne costă mult mai ieftin și mult mai convenabil să rezolvăm cu conductul direct. Direct am găsit soluția de aici la poartă, de lângă pod, și ne ducem direct la alimentația centrală și băile de acolo. Și atunci, pot să fie o problemă mai, o soluție mai bună. Da, trai că nu mai bun. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, proiect inițial de sub Senatul, 2. Proiect de hotărâri privind înființarea. Așa. În conformitate cu. Asta e proiectul numărul 2. Unul este la doamna Petrescu, la sesiune. L-am zis că e a meu și l-am înscris. Mersi. Subsemnatul, în calitate de primar al comunei, având în vedere raportul doamnei Rovedeală, consilier superior cu atribuții de contabilitate, în cadrul compartimentului buget financiar, aparatul de specialitate al primarului comunei Mirosu Bacău și, având în vedere prevederile legii 273/2006 privind finanțele publice locale, legea bugetului de stat numărul 368/2023, hotărârea de consiliu numărul 8. Hotărârea de Consiliul Local numărul 8 din 1 februarie 2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2023, având în vedere hotărârea Consiliului Local numărul 31 din 33-a privire la aprobarea reabilitării prin îndreptare și compactare cu palasta unui număr de 28 de drumuri comunale în Comuna Hemiuș, realizarea unei expertize realizate în zona râpii din localitatea Fântânării în vederea obținerii avizului Agenției de Protecție a Mediului, suplimentarea bugetului inițial cu 20.000 de lei pentru realizarea evenimentului Zilei Comunii Hemeuș. Propun următoarele modificări de structura bugetului de venituri și cheltuieli pentru a evita înregistrarea de furnizori neachitați. Partea de venituri 70.000, impozit pe clădiri, persoane juridice. Partea de cheltuieli, cultură 20.000, drumuri comunale 50.000. Deci luăm dintr-o parte și punem în alta. Bun, și expertizați la mediu? Da. E tot cu drumurile? Tot cu drumurile, da. Discuții? Cine este pentru? Să înțeleg, domnul primar, că pe evenimentul cu zilele comune au spus că în total 70.000 de lei. Da. Păi, în evenimentul sunt impuse mai mulți. De ce vorbim cu BNR, cu PIN, medalii, toate astea înseamnă zile, nu numai...
Ne-am propus suma asta. Anul trecut am fost tot pe aproape, că am mai avut o sponsorizare adusă de către doamna consilier Petrescu, care ulterior am dat hotărâre din Consiliu. Poate și acum o să mai găsim unii sponsori, dar deocamdată asta cam în jurul sumei astea să ne învârtim. Să vedem. Da. Avem un deviz? Să știm exact la niște puncte. Avem și un deviz, o să avem și un deviz. Problema e că au luat-o razna cu prețurile toți și nu-i găsești pe care cum vrei. Am avut discuția asta și anul trecut. S-au scumpit, parcă nu știu ce s-au scumpit, că până la urmă tot cu microfon vine pe scenă. Transportul dintr-o zonă în alta nu mi se pare justificat, dar... Comisionul s-a scumpit. Comisionul și nu știu ce s-a mai scumpit, dar credeți-mă că sincer așa am apucat a stârni și am început să facem chestia asta. Zilele comune care la noi e o sărbătoare și am antrenat și sportivi și localitatea și tot cetățenii din comună, parcă n-aș vrea nici să renunțăm la ea, dar sincer așa cu mâna pe inimă vă spun că îmi pare rău de bani. Dar ținând cont cum popor are nevoie de cultură, nu numai de... Cu tot respectul, vorbim de o sărbătoare cumpenească, nu e chiar eveniment cultural. E un eveniment cultural pentru că începe. La alte comuni, acest eveniment începe la ora 3 și termină la ora 9 jumătate. Cultural sportiv. Face parte din viața noastră a românilor. Așa. La noi, evenimentul ăsta durează mai mult. Începem vineri, continuăm sâmbătă și încheiem duminică. Zic eu, când raportat la câți bani se cheltuie la alte comuni numai pentru alea 3-4 ore, eu zic că e justificat. Dar nu e justificat din punctul ăsta la vedere, mi se pare sume prea mari. Ai sunt băieți cu minți. Da. Comunii sunt. Să punem la urmă. Cine este centru? Cultură, nu ești, da? Dar când ați fixat data? Deci nu avem un draft încă de... Data e de obicei, o facem de Rusale. Asta a fost aprobat. Ai zis că avem de la punctul 3 și suntem acolo. A, ok. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Ilimiu, județul Bacău și a documentației necesare pentru delegarea acestui servici. Proiect inițial de domnul primar s-a raportat. Având în vedere referatul de aprobare numărul 4221 de 19.04.2023 privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei, raportul de specialitate numărul 4222 de 19.04.2023, avizele de aprobare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, prevederile articolul 35 al din Legea Finanțelor Publice 273/2006, prevederile articolul 1 alineatul 1, articolul 2, alineatul 4 din ordonanța 155/2001 privind ordonanța programului de aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin legea numărul 22/2002 cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolul 3, alineatul 8 din anexa și hotărârea de guvern numărul 1059/2013 privind pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanței de urgență numărul 155/2001, prevederile ordonului 523/2008, prevederile legii numărul 60/2004, ratificarea Convenției Europene pentru Protecția Animalelor de Companie, semnată la Strasburg în 23 iunie 2003, prevederile ordonanței Guvernului numărul 7/2002, prevederile ordonului numărul 1/2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor, prevederile legii numărul 100/2016 privind concesiunile de lucră, uite, greșeala aici, concesiunile de servicii. Da, lucrări. Prevederile hotărârii de guvern numărul 867/2016 privind pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din legea 100/2016, în baza prevederilor articolul 129 din ordonanța de urgență a Guvernului 57, respectiv codul administrativ, în temeiul dispozițiilor articolul 196, ordonanța de urgență a Guvernului, iar face referire la ordonanța 57, propun, articolul 1, se propune înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Ilimiu. Se propune ca modalitate de gestiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Ilimiu, județul Bacău, gestionarea delegată conform
studiului de oportunitate din anexa 1 la prezenta hotărâre. Se propune delegarea gestiunii serviciului de gestionare a câmpilor fără stăpân al Comunei Himeș numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Articolul 3. Se propune încheierea unui contract de delegare a gestiunii în condițiile legii pe o perioadă de un an cu posibilitatea prelungirii cu aceeași perioadă a serviciului de gestionare a câmpilor fără stăpân în Comuna Himeș de Subacru, conform anexei 2 la prezenta hotărârii. Articolul 4. Se propune mandatarea domnului Constantin Sava ca primar al Comunei Himeș de Subacru pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de cu persoană juridică, asociație sau fundație câștigătoare a achiziției, având ca obiect realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân. Articolul 5. Se propune regulamentul serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân din Comuna Himeș, județul Bacău, în forma prevăzută anexa 3 și care va deveni anexa la contractul de delegare a gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Se propune caietul de sarcină al serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în Comuna Himeș, județul Bacău, în forma prevăzută la anexa 4, care va deveni anexa contractului de delegare a gestiunii serviciului de gestionare a câmpilor fără stăpân. Articolul 7. Anexele 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 8. Prezentul proiect de hotărâre va fi dus la îndeplinire de primarul Comunii Himeș prin compartimentele de resort. Discuții. Odată aprobat acest proiect, vor putea face și campanii de sterilizare în Himeș? Campanii de sterilizare putem face oricând, contra cost. Numai când eu ne luăm bani. Dar cui delegăm serviciul ăsta? Ăsta se referă la zona metropolitană sau ni se pară? E altceva. Până la zona metropolitană mai avem treabă. Când o să se aprobe proiectul ăla, o să renunțăm la asta. Da. O să încercăm și o campanie de sterilizare cu firmele care ne-am contactat deocamdată până în iulie, august, nicio șansă, ce avem în zona aici. Trebuie să-i punem un spațiu la dispoziție care are o condiție primordială în încheierea contractului. Avem la sfârșitul săptămânii o discuție cu o firmă, cu un ONG din ăsta care face sterilizare. Să vedem condițiile și cine impune. Aici iar e problemă. În momentul când l-o sterilizat, el trebuie să dea 24 de ore să-i asigurăm cazarea. Okay. Da, de poștă. Condiții care trebuie dus la îndeplinire. Și nu se găsește în spațiu, cum se găsește și în alte locații. Noi am mai avut chestia asta, atunci am făcut la liceu. Găsim. Nu niște costuri, totuși. Da, trebuie să facem și o campanie. Facem o campanie de sterilizare, avem o ofertă de la doamna doctor, vedem și cu fundații, cu cine mai găsim, o să încercăm să facem și o campanie de sterilizare, că atunci cetățeanul nu are numai dreptul, are și obligația, nu este foarte mare. ONG, pentru că acești câini... ONG-uri, voluntari? Da. Discuții și la discuții toată lumea se pricepe. O să-i văd atunci. Să vină. În fața faptului. Da. Că va trebui să vedem cum o să ne organizăm. Eu v-am zis, aș vrea să fac, în primul rând, o inventariere a tuturor câinilor din comună. Nu mi se pare normal. La noi avem 3600-3700 de imobile și să avem numai 800 de câini declarați puțin. Și atunci o să-i găsim și pe cei care au câini și nu-i declară, au câini și nu-i vaccinează, au câini și nu-i sterilizează. E și obligația lor, pentru că când au văzut că s-au înmulțit, deschid poarta și ne oferă. Păi nu sunt nici a primarului, nu sunt nici a administrației publice, nu sunt nici a consilierului local. Sunt tot câinii noștri aduși de oameni și lăsați de către cei care n-au mine. După aia se transformă în iubitor de animale, după ce l-au scos pe poartă el, ci iubitor de animale el și nu face nimic autoritatea publică. Oameni buni, suntem 25 de oameni aici. N-avem serviciu, n-avem, noi n-avem, ca să înființăm serviciul ăsta, ar trebui să avem 7 oameni, pentru care medic, asistent, să lucrăm la capacitate. Dar unde, de unde luăm terenul? Și ce condiții trebuie să aibă terenul respectiv? Exact. De asta am făcut serviciul, să vedem, poate găsim o firmă specializată. Și iată bosul, că după aia și îți face poze câini prea slab, câini prea... Se latră câini și nu sunt alimentați și n-au apă și n-au... E foarte dificil. Aici, fără concursul cetățenilor, nu știu cum o să ne descurcăm. Adică ar trebui fiecare să fim responsabili. Dacă ai văzut mașina că s-a descărcat câini în poartă și... De ce nu-i notezi numărul? Infracțiunii.
Păi a fost o mașină. Da, dar probabil este, problema este cum demonstrezi că a fost. Că așa tu iei un număr de mașină și ăla zice nu. E cuvântul tău împotriva. Sunt cuvântul pe domeniul public. Sunt care nu poate investi. Dar sunt cetățean, l-au filmat pe domeniul public. Nu-l dă. Veniți să faci reclamații. Asta se ocupă organele de anchetă, cercetare. Păi și cunoști, vieță câini, să văd când scăpați într-o mașină, că nu merg unul după altul. Care e acolo, da, care e învățat, să văd. Da, să dar mai ales din cauza transportului. Da, supunem la vot, dacă... Supunem la vot, cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și sărbătoririi zilei care se facă în perioada 2-4. Eu mai vin cu o propunere ca să nu... Eu și anul trecut am spus dacă la acest eveniment 3-4-5 consilieri vor să se ocupe de chestia asta, îi votăm acum ședința de Consiliu, le aprobăm bugetul și să ocupe. Eu închei contractul, după aia n-am nicio problemă cu așa. Nu e așa ușor să organizez. Cum la fel nu e ușor să comentez. De zilele Hemeșu. Da. Deci, am văzut că nu m-ați trecut pe listă. Și anul trecut am adus sponsor. Nu, ceva, ceva Vă trecem să vedeți dumneavoastră pe listă. Asta este o propunere luată din ani din urmă. Există loc cu soare pentru toată lumea. Am dreptat, nu-i așa? Mai ales pentru cei care vor să muncească. Mai rău e când îi crești nu... Domnul Iliuț, iarăși, este foarte priceput în organizare de evenimente. Da, în localitate. Nici anul trecut nu a fost în localitate. Folosim experiența dumneavoastră. Nu, chiar nu aș vrea să fac parte din această comisie. Ales dacă vine domnul Cojocărescu. Observ. Nu mai zic nici cu Cojocărescu, pentru că am avut foarte vreo 3 sau 4 oferte și nu s-a băgat niciunul nou să vină măcar să depună cererea. Da, da, dacă aveți Cojocărescu, acolo nu ne băgăm. Cu scenă? Nu cu scenă. Nu vă jocăresc pe acolo și nu-i băgăm. Da. Apreciați consecvența, da. Nici eu nu mă mai bag cu Cojocărescu, recunosc. Da. Nu, are dreptat domnul primar, pentru că nu găsești ce să aducă scena, ce să o facă, ce să o montezi. Și fără asta nu se poate. Nu ce mai bun e bine să-i folosim de ea. Sunt mai bun, nu ai bine să găsești. Vor fi și mai mult, dar și costurile sunt și măsuri. Dar și costurile sunt și măsuri. Dar noi nu putem vorbi de costuri. Dar putem vine cu propuneri. Nu putem vorbi de costuri pentru că nu putem compara costurile date de acest organizator cu alte costuri ale unui alt organizator. Când avem oferte de oferte. Ne dăm cu părerea. Avem oferte, domnule. Avem oferte, domnule. Avem oferte de pe site-ul luate în una sau două. Păi, dar în material nu erau, domnule. În material nu le-am pus pentru că... Nu bate una cu alta. Comparația se face între doi termeni. Nu știu, eu am altă întrebare. Nu se suprapun un pic evenimentele pe data de 2 iunie, aia cu ziua copilului cu... Nu. Nu? Cumva în continuarea. Da? Deci da. Dimineață ziua copilului da. Și după amiază, și concertul ăla... Concertul pentru... nu pentru copii. Deci aveți să vă citesc. Dar programul cred că l-ați citit. Aprocații noștri, la concertul nu. Programul nu am avut de la... Am venit în mult, dar am trecut. Eu văd să fie plecat, și ne-am venit la el, la plecat. Nu, eu l-am numai referat. Vineri, vineri 2 iunie 2023, întrece sportivii clasele, între clase și școli. Cross, tenis de masă, șah, fotbal, seara la Castelul Roșu, concert. Sâmbătă 3 iunie, continuarea întrecerilor sportive, finalele, meciuri de fotbal între sate, finală, spectacol oferit de elevii școlilor gimnaziale, festival folcloric, Dor Plaiul Băgăoanei, ediția a 3-a, recital de muzică populară. Duminică 4 iunie, începând cu ora 14, cuvântul primarului, premierea câștigătorilor la întrecerile sportive, gala festivalului concurs Dor de Plaiul Băgăoanei, recital de muzică artiști locali, recital de muzică populară artiști consacrați. Programul va suferi modificări în funcție de resursele financiare la dispoziție, condițiile de timp, starea vremii și confirmării participării la, de noi artiști la debut sau consacrați. Deci și un concurs. Un concurs
folclor, ceva, nu? De copii. De copii, da? 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 La plaiuri, băcăoanii, ce zice dumneavoastră? Fii atenți la concurs. Dar asta e altul, despre un alt traistie, altfel de organizare, nu? Așa a fost și anul trecut. Da? Da. Până la nu știu. Aici, ai constructora Comisiei de Organizare pe anul 2023, evenimentul menționat mai sus. Subsemnatul, Tancu Iulian, viceprimarul, Velichi Dorel, consilier local, Pascu Pui, consilier local, Patrick Ion, consilier local, Petica Daniel, consilier local, Leacu Vasile, consilier local, Petrescu, Anca, treceți-o și pe... Nu, 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 că dacă nu m-ați trecut pe listă, m-am supărat și nu mai vreau. Mă trec. Măriuții Mihaela Raluca. Nu mă treciți, că nu știu dacă sunt. Director școala gimnazială. Gălean Liviu, colaborator primăriei. Daveduța Antonina, învățător școala gimnazială. Grumegea Adina, profesor școala gimnazială. Gașpar Sebastian, Păvălaș Marus, Tiliban Daniela și Roșu Maricel. Asta e așa, doar nucleul de bază. Pe lângă asta mai dezvoltăm. Cum a fost domnul Patrichi la șah anul trecut? Și tenis de masă și șah. Da? Ce competiție am avut acolo. M-ați uitat, vedeți, nu mai mă duc. Dacă nu m-ați trecut, nu mai vreau. Da, nici eu n-aș vrea. Nici eu n-aș vrea. Nu m-ați trecut să mă băgați în seama de pe mână. Dar îi sunteți trecut. Da, dar zici de mine, că dar nici n-am. Dar ați trecut, nu v-ați trecut, cum a fost. Și nu a fost, doamne. Și lista e în afară de, nu a ajuns la... de domnul Zanfir, care este bolnav în concediu medical. E ce de anul trecut. Am făcut doar... Am rămas cu un singur profesor, mai mult noi, la sport. Vreau să votăm. Haideți să votăm. Comisia menționată mai sus, v-am tocmit programul activităților culturale-artistice și sportive pe zile, precum și locația pentru desfășurarea fiecărei manifestări. Costurile alocate vor fi suportate de la bugetul local, prin sponsorizări, Consiliul Local urmând a analiza și aproba suma propusă. Suma alocată va fi folosită pentru achitarea contravalorii, încheierii de scene, plantarele și sonorizări, asigurarea serviciilor medicale, achiziționare de cupe, diplome și medalii, achiziționarea WC-uri ecologice, achiziționarea programului artistic și prezentatorului. Dacă am face o strigare, eu, pe mine personal, acelor care construiesc raza comunii, nu sponsorizează nimic? Am mai sponsorizat, mai sponsorizează, face cum să nu. Domnul Vici deja și-a pregătit adresele către ea. Sau care au tot felul de lucruri. Da, care au tot... După lege conform... 70. Da. După lege înseamnă conflict de interese sau chiar am avut, mi s-a prelucrat la întâlnirile care am întrebat. Da. Și atunci am întrebat și noi, era Mihail Marcoci, profesorul și rectorul universitar de la Academia de Poliție București, la ducea la cursuri. Și zic, bine atunci, dacă cel cu care ai un contract nu are voie să te sponsorizeze, pe cine altul de pe stradă nu vine nimeni să te ajute. Deci nu, domnule, se consideră conflict de interes. După lege. Acum, Dumnezeu cu mila, nu știu să mai... O poate face ca persoană fizică, nu neapărat. Bineînțeles. Da. Dacă vreau să fac administrat, păi, uitați, am mai avut pe băiatul ăsta cu depozit de Chelestea și alții. Au venit cu decontare prin bugetul local, că nu mai fost la Crăciun, la sărbători din astea. Și, domnule, nu dau bani cash. Eu pot să sponsorizez prin primărie, prin bugetul local. Și o să mai căutăm, să vedem care și cum. Dar cum adică prin bugetul local? Păi orice sumă sponsorizată, păi și agricola, tot prin bugetul local, păi, da, aprobată de Consiliul Local. Păi și altfel cum se poate? De exemplu, firma nu știu care plătește un artist și-l aduce acolo. Deci, direct, fără primărie. Aha, cum înțeleg. Asta e perfect legal și... Face o surpriză pentru locuitorii din comună. Pe noi nu trebuie să ne deranjeze. Și nu ne deranjează cu nimic. Doar trebuie să ne și anunțe. Da. Să ne surprind acolo prea tare. Să da. Avem, aș vrea și eu să spun două întrebări așa. Mai mult atenție la cei care dăm autorizație în zilele respective de comerț. Prea bălci a fost ultima oară. Adică?
Adică? Mă refer cei despre parc de acolo, erau cu tot felul de minuni. Urât. Părerea mea că nu dă. E nevoie de cei cu mici, cu mutari, cu băuturi, cu jucării. Cu... Spune-o direct, domnule Ianu, hai. Ba, asta am spus, ce să spun. Nu zic, dar mai mare care, care nu erau care nu erau la locul lor, adică da. Omul vine și alege, vrea și... Adică să vii la zile de comunie, eu să vii ciorapii, smene și chivăți de damă pe acolo, nu mi se pare rău. Asta așa este. Dar care aia... Asta vă spun că deci, au fost mulți de... Dar nu recităm de noastre care vin, vă arăt servicii. Nu-ți spune că au spus, vedem... Păi da, dar noi putem face lucrul ăsta. Da. Ai voi să comercializăm doar așa cei pentru... Da, să ne ce specific. Da, e o idee. Pentru zilele astea. Noi acolo avem o hotărâre... Dar și eu așa zic. Sărbător local. Și cu plătitul ăsta, terenul știți foarte bine că e al lui domnul Grăiescu. Eu i-am propus, domnul inginer, sunteți proprietar, luați-i dumneavoastră bani, noi luăm taxe de comerț, că la noi 20 de lei pe așa pe zi și nu avem nicio treabă noi cu partea asta, la altă că nu suntem proprietari. Noi suntem mulțumiți că ne lăsați aici să desfășurăm activitatea. Rămas când dăm un răspuns. Deci, domnule, la, eu și eu desfășor activități comerciale, eu pot să-mi aduc o cort acolo cu mici. Deci, cum să nu? Pe terenul dumneavoastră, încerciți acordul mie? Da. Și o altă... Da. Ce-au mai văzut discuții și în anii trecuți, eu m-am ocupat de toate din mai mulți ani, la rând de competiția de fotbal. Spune-mi aici, în hotărâre, competiții de fotbal între echipele din sat. Am avut probleme de anii trecuți cu unii își aduc de prin oraș, jucători, prieteni, jucători, legitimați, de asta avem, la club, de asta avem comisii. Și nu este corect. Dar de asta avem aceste comisii. Pentru celelalte echipe mici au fost echipe din Ilieci, din copilaj, de tineri mai... Păi noi vrem să ne promovăm... Și nu se poate lua la lucrurile noștri. Nu avem noi vreo să la Patovei, adică la 18 ani, mutați pe Comuna Chemiuș. A fost discuția cu el. De exemplu, și la așa. Ai mutație. Eu casca ne-a știu foarte bine. Dar ai mutație. Adică el joacă la un club și găsăm cei cu mai venim cu cei colegi în oraș. Nu are un reprezentat. Dar nu are un reprezentat. Deci, domnilor, trecem de la... Denaturăm discuția. Dacă este locuitor al comunii, participă. Eu de asta am comisii. Le să cer buletele înainte. Au casă, dar nu mutații. Exact, dar nu mutații. Este bine. Cum e ăla? Este bine. E locuitor al comunii, la un... Trebuie să mai organizăm competiții de astea, că ați văzut și anul trecut. Au fost cu zilele comune, am mai făcut și în septembrie sau în august, am mai avut o septembrie. Și să aibă ocazie să joace și aia care sunt în comună. Să joace toată lumea pentru asta. Mai ales că o să terminăm terenul ăla de fotbal. Să aibă timp să joace și să joace cât vor ei pentru asta face. Ei fac seara. Da. De comunicii nu le facem. Păi nu tot, noi le facem. Să scrie echipa anumile echipe, la alții nu. Păi nu, domnule, dumneavoastră, cei care vă ocupați de compartimentul respectiv, cine a fost Puiu cu Doru, echipa cu nume și prenume. Da. Nu-i trebuie teren dacă nu vă dă numiți și prenumii. Păi așa am fost. Păi, domnul Liviu Scris, și eu ajuns la el. Da, nu. Țineți aproape. Obligația dumneavoastră, până... Noi plăteam arbitrii, plăteam... Domnul Pui, obligația dumneavoastră, cei din ăsta, veniți până la capăt, până pe scenă acolo, terminam de treaba, nu? Ne-am trezit cu diplomile scris. Păi v-ați trezit cu diplomile, mergeți cu Dene Liviu aici. De la an la an, că mutăm experiență. De la an la an. Dar nu pot așa face, la ce să ne dea exact, nu e comis. Asta o să avem iar întâlniri, dacă rămâne după ședință, dacă nu, mâine o să vă anunțăm, sau pentru poi mâine, să facem o discuție și cu cei de la școală și cu toți factorii implicați. Poftim? Ești copil de interese. Ia, ce treabă.
Bine. Da, bine, conflict de interes de asta, dă de la el, e bine. Da. E bine, da. Poți să subliniezi ceva și eu? Domnul, dumneavoastră, participați la ședință. Cum trebuie să vă ajut pe aia? Da. Deci nu e problemă de domiciliu la sportiv sau altceva. Dacă are legitimație, carnet de legitimație pe Comuna Raze Hemeiu și e suficient. Nu-i trebuie buletin. Nu, 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 Organizăm o competiție pentru cetățenii locuitori ai comunului. Fii legitimați sau nu, mă interesează. Ei nu tot. Fie parte din, fac parte din locuitori comunii. Noi avem mulți locuitori ai comunii, dar nu toți sunt cetățenii comunii, că nu plătesc. Dar e timpul aia care sunt cetățeni? Nu plătesc ca un plătit. Nu plătesc din poziție de casă. Atât, domiciliu. Atât, atât. Atât, da. Poate credeam că sunt aveți... Nu, încă n-avem, n-am ajuns la... Să sperăm, vom avea. Păi dacă rog, faci în terenul ăla, ar trebui să faci și echipă, să mă pui eu. Dar e nerunat acum o asociație. Avem, ce o să încheiam. O să încheiam. Cine este pentru? Punem la voi cine este pentru. Vale. Ești la pies. Mai departe. Ba. Este vorba de zilele, ziua copilului. Ziua copilului pentru toată lumea liberă și am convenit cu doamnele de la centru să facem pe 2 ca să o legăm de activitatea noastră. Programul cred că l-ați văzut și dumneavoastră, a fost afișat și pe pagina de Facebook. Venim la fel ca și anul trecut, chiar dacă prețul a mai crescut, tot cu 20.000 de lei. Deci, în concluzie, 20.000 la ziua copilului, iar la zilele Hemeiușului, 55 plus 20, 75. Da. După care, la viitoare, o să venim cu școala de vară. La prețuri care sunt actuale, care au fost, care sunt, să practică, este bine, doamnă, părerea mea personală, pentru că și la anul au fost 50.000. Și-a mai suplimentat pe urmă. Și s-a suplimentat. Da. A fost bugetul zilei comunii, dar s-a suplimentat și am trecut bugetul, da. În mod, domnul colonel. Cu 23.000. Da, a fost pacifica care... Da. 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 Da, este părerea mea. Aia i-am plătit. Este o sumă echilibrată. Mergem. Proiectul meu, supunem la vot. Supunem la vot, cine este pentru? Dar s-a aprobat, Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Hemeiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Pe scurt, poate ați citit dumneavoastră, ați avut informația, e vorba de, este vorba de drumurile care au fost asfaltate prin AFIR, și acum le trecem în domeniul public, la Agenția Națională a Domeniului Public. Supunem spre aprobare trecerea lor în domeniul public. Nu erau în domeniul public? Nu. Erau în domeniul public, dar acum, după investiții, au altă valoare. Aha! Deci nu că... S-a modificat valoarea. Păi nu puteam construi dacă nu puteam, asta vreau să zic, dacă nu erau ale noastre, nu puteam face investiția. E, aprobăm acum cu valoarea reală. Aha. Da. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării obiectivului de investiții, amenajare loc de joacă, sală de liceu, Comuna Hemeiuș, județul Bacău, a studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Dacă sunt discuții la punctul ăsta. Deci e vorba de locul de joacă din curte Simănescu, da? Da. Da. Am tot gândit, am tot căutat.
Următorul cred că o să fie în curtea de la Lieci de jos, acolo, loc ferit, altă soluție nu văd. În spate, cumva. Da, în spate. În spate. În spate, în spate. Și la Fântâmele. La Fântâmele am rezolvat luăm de aici, nu știu, modulii, îl preparăm și pe asta de aici. Și o să luăm de aici, am mai cumpărăm ceva. Dar unde îl faci să la Fântâmele? Acolo, în curtea școlii o să facem. În curtea școlii, da, acolo jos, în groapa aia. Aia a fost o... vechi ani, cât e de mult acolo, dacă analizăm mai bine, nu știu dacă era pe domeniul comunii Hemeoș. E la limită cu Marginem. Marginem. Da. Da, așa au fost. La vremea aia au fost buni. Lumea era mulțumită, dar nu e greu. Da, da. Supărmă la urmă. Supărmă la urmă. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii unității administrativ-teritoriale Comuna Hemiuș, cu județul Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pentru finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, instituție organizată în cadrul centrelor rezidențiale pentru anul 2023 și încheierea contractului de asociere. Proiectul inițial de drumul de mars să vă trebuie. Județul Bacău sau Consiliul Județean? Prin județul Bacău. Da, în fiecare an avem aceeași chestie. E vorba de cei care stau în centrile de asistență socială ale județului. Discuție? Să punem la vot cine este pentru. Dacă ați citit acolo la raportul de socialitate, scrie că ne angajăm la achitarea unui procent de 35% din costul total pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea. Da, dar s-a informat de la anul trecut sau anterior, nu s-a modificat procentul, 35% este valoarea. Dar la care faci un turn noi pe raza comunii, buletinul, cum e ăla care era luat de... Boboc? Boboc. Păi dacă se expira buletinul, n-ar mai trebui să-i... Îl ia, păi ia, zicea. Cine? 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 Dar uitați că avem cadru și noi care... avem pe Marin Ștefan care ne vine la amendă la două zile. Am avut pe Giangalov care ne vedea trei amenzi săptămâni și acum mai într-un centru pe la Călăraș, la Giurgiu, nu știu. Și ne obligă să-l luăm acasă. Familia nu vrea să-l ia. Are buletin la noi. Dar Marin mai are de atâta timp când expirat? Da, da. E expirat, dar e la noi. Da. Și de la spital sau unde îl găsesc, poliția doamne, îl aduce la primărie. E Urseniu a dus-o înainte de Crăciun, frumos cu bagajele, cu tot. Pe strada s-a dus la primărie. Da, și bătut de câteva ori. Da, 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 bătut eu. Ce a făcut primarul în Meriuș. Consulatul doctorului, bă, dar e așa de rău, nu mai chiar creză la nebun. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre prin avizarea documentației plan urbanistic zonal pentru investiție, parcelare, teren cu număr cadastral 68.642, în mai mult de 3 parcele și construirea de locuințe, împrejmuire terenuri, racord, utilități tehnico-edilitare, satul Lieci, Comuna Hemiuș, județul Bacău, PNI oficial, doamna Mărânducă Alina Elena. Ați fost proiecte care le-am discutat cu comisie vine, dacă... Au fost și doamnele proiectant. Da. Supuneți pe aprobat. Da. Cine este pentru? Am înțeles condițiile și... Proiectul numărul 9. Păi 9 e la fel. Exact. Supunem la vot cine este pentru. La numărul 10. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a parohiei ortodoxe Sfântul Ilie din Comuna Hemiuș, județul Bacău, proiect inițiat de domnul primar. Satul Ilieci. Satul Ilieci. Știți problema și acolo, s-a început o biserică de anul trecut, renovarea unei biserici. E o problemă când de timp a fost schimbat preotul paroh, a venit alt preot paroh. Am avut discuții cu el, cu epitropul, cu echipa de consilieri ai bisericii, își doresc să continuăm lucrările. Ca la fiecare biserică și ca de fiecare dată, primăria a susținut și a ajutat
biserica, biserica satului, bisericii comune. Și am propus suma de 50.000 deocamdată. Vedem ce, să le dăm un impuls, poate... Solicitarea este? Am puțin la lucrarea care este, dar mi se pare corect. Un impuls, să vedem cum poate bine. Domnul președinte, avem 5 biserici pe azi acum. Știm. Și toți mai au nevoie de câte ceva. Cel mai rău stăm la Fântânele, acolo e monument istoric. Avem, suntem pe lista la Compania Națională de Investiții. Și vreau foarte mult expertiză și studiul de zapitate. Trebuie să fim. Poți să-i ajutăm pe toți, că ușor, ușor. Bine, da. Și nu fac toate parohiile în același an? În același, unii mai mult, unii mai puțin. Dată fiecare am ajutat cu suma care nu cerut. Nu poți nimeni. Atât au cerut 50, nici atât au cerut. Păi a venit epitropul Băisan și domnul juriț consilier Berbece. Juriț consilier? Da, consilier. Domnul Rezervul Berbece. Cine se pede? Deocamdată aprobăm banii. Banii sunt la noi. Dacă vin cu... Nu există neapoiență din partea Consiliului Local. Nu. Și nu există niciodată. Ziceam să ne facem o surpriză, adică noi a cerut și nu ne-a dat mai mult. Nu. Din întâmplare, sau nu știu cum să văd, de obicei, nu știu dacă s-o greșit vreodată la chestia asta. Nu s-o greșit, nu, totdeauna. De asta, Consiliul Local. Dacă am greșești, parcă, nu? Cum? Dacă am greșești, da? Trebuie mai greșești, da? Trebuie mai greșești, da? Da. Suma este 50.000 de lei, cine este pentru? Doamne ajută. La 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificări și completări ulterioare. Sper că știți cazul Iacob din Elieci, îl cunoașteți foarte bine, băiatul ăla care de 4 ani de zile în cărucior nu se poate mișca, mai nou avea pe mama care avea grijă de el mai mult. O decedașă mama, are și doi copii în subordine, tatăl care era Ion, omul de la biserică, nici el am înțeles că nu mai vede. Toate lucrurile astea au rămas în seama unei singure persoane și aici e vorba de Iulia, soția lui care s-a ocupat și de copii și de... S-a ocupat și de familie, da. Și de... Gândiți-vă la un om ca... E om în toată regula, numai Pampers, știi cum vede, cât costă. Și am zis, dacă... Putem să-i aprobăm acolo 2500 de lei, 3000 de lei. Lăsați-i 3000, că la cât ne caz are oameni. Da, și plus că face și vă duce să mă gătim. Nu credeți că 3000 prea mult. Nu-i mult, orice sumă. Cine cunoaște cazul? Vă duceți la supermarket și intrați cu acel coș de cumpărături. Și te uiți că nu ai mai nimic și ai 3-400 de lei și vorbești singur până la mașină. Da. Da. Să pune la ce este pentru? 3000. Da. Mai avem două proiecte cu Delgado, nu? Nu, este prima dată cu Crabu, ședința de pe 21.05. Aș vrea să vă fac un anunț. Am reușit să am predat după ani de zile și investiții și intervenții de atâția bani, am reușit să semnăm contractul cu cei de la CRAB privind predarea serviciului de apă potabilă al Comunii Hemiuș și investiții început din anul 2000. Din 2016, cei care sunteți în Consiliul Local, știți cât de investiții și câți bani am cheltuit cu stația de tratare, cu reparații, cu spălări, cu tratamente. Bine, că am fost în zadar. Bine, că ați reușit. Acum, în sfârșit, am văzut negru pe alb. Referitor la cum apare la ordinea de zi, contractul de proiectul scos la licitație de către CRAB pe Împoim, proiectul mare, ultima discuție pe care am avut-o cu doamna Chipel, mi-a spus că este o persoană înscrisă, este o firmă înscrisă. Adică Lilieciu, 45 de kilometri, 40 de kilometri și la Grilene erau două. Așteptăm rezultatul. La noi
sunt înscriși la, la licitații, așteptăm să termine. La fântânele? Da, procedura. Sperăm să începem înaintea crabului. Trei persoane. Sunt trei înscriși? Da. Da, crabul nu se înțeapă în asta? Nu, știu. Noi ne înțeapăm. Crabul se înțeapă în magistrala noastră. Păi asta zic. Da, da, noi... e treaba lor. Noi trebuie să ne rezolvăm problema noastră. Da. Da. În special calea motorului numărul 42. În calea Ion Simionescu. Ion Simionescu 59. 59, mă scuzați. Dar nu ne dau și cu calea Moldovei. Calea Moldovei mai târziu. Inventarul... Stașuviști prima copii aceea stradă. Stașuviști. Nu vă groraș, nu vă greu. Nu mă grăbești. Și eu tot calea Moldovei. Da, deci avem referatul de aprobare privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale în Comuna Himeoș pentru ședința adunării generale a acționarilor CC Compania Regional de Apă Bacău din 29.05.2023. Aici va trebui să aprobăm ordinea de zi. Convocare pentru adunarea generală a acționarilor Compania Regional de Apă Bacău. Ordinea de zi, aprobarea situațiilor financiare anuale, să delegăm persoana care merge și să aprobăm ordinea de zi ale societății încheiate în 31.12.2022, conform prevederilor articolului 11 din actul constitutiv al CRAB, aprobarea raportului anual administratorilor societății și implicit realizarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții a planului de reparații curente, capitale și toată problema care au CRAB-ul ca și companiei. Aprobarea repartizării profitului net al societății din exercițiul financiar 2022 conform prevederilor articolului 11 din actul 2 din actul constitutiv CRAB. Prezentarea raportului anual 2022 al Comitetului de Nominalizare Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor conform prevederilor articolului 14 aliniatul 16 din actul constitutiv, prezentarea raportului anual pe 2022, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale, ordinarea acționarului Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna acționarul. Asta în fiecare an. Și dacă un curentul la pompe, la stații, plătește crabul sau în primărie, pune în partea mușcă. Crabul. Da? Crabul. Am întrebat acum. Când predai, predai cu totul. Păi asta îmi trebuie. Rețeaua, începând de la plasament, vot de curentării. La 12. La punctul 12. Să punem la vot punctul 12. De acord? Două proiecte pentru... Proiectul numărul 13. 13 și 14. Nu, e numai 13. 13. 13. Da. Punem la dispoziție 3 metri pătrați. Așa, și 20 de metri iar pentru deci, ocupate. Deci, față de invitații și de materialele care le-ați primit, s-a modificat suprafața de la 50 de metri pătrați la 20 de metri pătrați. Da? 53 de metri, 20. Să punem la vot? Cine este pentru? Proiectul numărul 14. Da. Proiect semnatul în calitate de primar, având în vedere proiectul de hotărâre privind participarea Comunii Hemiuri de Subacău la parteneriatul IDA cu denumirea GAL Plaiurile Investiții, necesitatea accesării sprijinului pe creditor pentru elaborarea noii strategii de dezvoltare locală și implicit depunerea și implementarea acesteia în noua perioadă de programare conform planului 2023-2027. Prevederile planului strategic PAC 2023-2027 ale programului Incluziune și Demnitate Socială și Programul Național de Dezvoltare Rurală. Prevederile ordonanței Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificări și completări ulterioare. Dispozițiile articolului 129 aliniatul 2 litera B aliniatul 4 din ordonanța de urgență 57/2019 respectiv codul administrativ, în baza articolului 139, alineatul 3, litera F, și ale articolului 196, ordonanța de urgență 57, codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, supun dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotărâre privind participarea Comunii Hemiuș, județul Bacău, la parteneriatul lider cu denumirea GAF Flyer Bistriței, în vederea obținerii sprijinului pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală, precum și pentru selecția și implementarea strategiei de dezvoltare locală prin accesarea planului strategic PAC 2023-2027, respectiv a Fondului European Agricol pentru dezvoltarea rurală, a programului Incluziune și Demnitate Socială, respectiv a Fondului Social European Plus, după caz. Discuții? Primul la cine este pentru? Eu mă abțin. Da. Da. Dreptul dumneavoastră. Da. Cineva împotrivă? Ca urmează în negociul de unii acti, în care o să mai obținem o sumă, undeva 30-30 ceva de milioane, poate o să mai contribuim și noi cu ceva. Ne-am gândit să luăm un utilaj pentru dezăpezirii, care să putem intra cu urițele astea înguste. O mașină care să putem să aibă și lamă și sare și să putem intra cu toate căturile astea, că de obicei cu mașinile care le avem astea mari, nu mai cum să intre. Va trebui și una de aia mică pentru trotuare. Aia și cum biciclești de aia. Avem astea... Las... E greu. Astea micuții care... Exact, totul la urmărul. Exact. Aveți frezi. Să zic că mai aveți un act de ordine de zi. Da, am mai dat o citire la proiectul de devizul de lucrări pentru raportarea liceului la Susa de Apă. Vă rog. Da, ideea este în felul următor. La momentul actual, liceul, căminul și cealaltă clădire care a fost alimentate dintr-un puț forat cu pompă care deservea și primăria. Inițial am crezut că putem să facem mingas, adică să tragem de la conduta primăriei, să alimentăm puțul forat și să dăm mai departe pentru liceu. Problema este în felul următor. Ea este pe țeavă de 25, o parte pe 32 și nu vom avea presiuni și debit pentru liceu și pentru, cred eu că este normal și așa mi s-a recomandat, să montăm și un hidrant în curtea liceului, Doamne ferește de un incendiu, să avem un hidrant acolo. Deci cu atât mai puțin. O altă problemă este că toată infrastructura apei de în curtea liceului este printr-un canal tehnic 95%, restul trece prin mijlocul liceului, așa au fost făcute printr-o clasă, și betonată și duce în partea unde sunt și centrale și de acolo este alimentat liceul. Dar acea structură este bațeavă metalică, bațeavă de polipropilen. Bațeavă metalică, bațeavă de polipropilen. Care are 10 ani când nu-i folosită, e ruginită, adică s-ar putea să o montăm și să pocnească în altă parte. Deja are niște fisuri. Și atunci am luat o decizie care este apropiată ca preț, de a trage de pe partea cu primăria de la 225, unde este capul de conduită de 63, să facem o supra-traversare pe sub DJ, să mergem pe lângă pod, pe lângă cabina paznicului și să facem acolo un cămin de unde să alimentăm liceul și eventual, dacă o să ne trebuiască, o să ne aducem după aceea pentru cămin și pentru ce vom mai avea utilități, plus un hidrant supraterean. Dar nu este conduită de apă pe partea cealaltă? Nu. Este, dar de la mai încolo. Au tras oamenii. La fel vorbim de diametru. Mergem pe aceeași diametru, 63, ca să poți să alimentezi și hidrantul și să poți să alimentezi toate. Adică dacă tot facem o lucrare, să o facem să fie pentru... Hidrantul ăla e mai mult obligatoriu. Da. Asta este una. Doi la mână. Ne-am gândit că s-ar putea pe perioada aia să avem controle cu DSP-ul și... Nu cu ăsta. Sigur o să aveți. Cu pompieri și așa mai departe. Ei, deci am pus la punct legislativ. Și autorizat de la pompieri acum? Te-am pus să trăim un... Nu, da. Acum, fiind toată nouă construită,
Mai da, suntem la limit, adică da. Nu avem peste 600 de metri pătrați ca să fie o variantă. Cât mai dau pobieni perioada de rezolvare? Când ne lasă măsurile, nu mai vine. Dar apa trebuie să fie potabilă, pentru copii nu putem să ne jucăm, Doamne ferește, de aia. Și când mutăm copiii, când aveți în plan? Când termină greba. Deja am treabă bine. Adică am... Nu, păi data băcat, deja s-au apucat, astăzi am predat amplasamentul, s-au apucat de treabă constructorii de școală. Școala deja e eliberată. E eliberat. A, deci trebuie mutați urgent în da. Liceu. Da. Momentan sunt mutați la Simionescu, în schimburi. Pentru că mai e puțin până la vacanță, mai ești greva. Și așa, ei sunt într-o semi-vacanță. Deci va ajunge greva. Nu la asta. Au o problemă cu internetul. Sunt examene. Îi mutăm aici ce facem. Încă nu au... Deci noi salarii de timp liceu pentru septembrie. Pentru septembrie, practic. Da. Adică acolo să avem până septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie... Pentru că în septembrie s-ar putea să-i mutăm și pe cei de la Simeone. Tot aici. Și examenul îți vor ține acum, cam la... La Simionescu, da, da. Probabil în clădirea învățământului primar, că acolo sunt toate condițiile. Sunt camere, tot acolo. Da, astea se mutează, sunt... Au infrastructura... Da, am înțeles. Dar acolo este semnalul la internet. Nu știam că la Tăbăcarul se ținea de obicei și de asta. Da, da, nu, dar și semnalul de internet este mai bun în școala nouă, la învățământul primar, decât acolo unde sunt cei din gimnaziu. Atunci probabil că vor ține sările. Da. Dacă mai sunt sau diverse. Dar ziceți-ne valoarea, nu valoarea. 26.496 de lei, fără TVA. 26... În care nu mai intrată. Ce plusemul, nu? Da, da, da. Ca obiecte principale, conducta de elementare de DN63, hidrant, incendiu suprateran și subtraversare pe DJ119, care sunt valori mai... E mai mare. Mare, da. Oricum, ne ascundeți. Să punem la vot și la asta. Nu era pe... Bine, nu fac că ăștia la... La diverse, dacă mai aveți alte strate. Da, deci vreau să am găsit soluția, eu cred că... Cea mai bine.